Discuțiile din ultimele zile pe tema incompetenței Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România cu privire la infrastructura rutieră sunt un bun motiv pentru a reaminti numărul accidentelor rutiere. Județul Neamț ocupă locul 15 pe țară la numărul de decese cauzate de accidentele de mașină. Cele mai sigure județe sunt Covasna, Satu Mare, Tulcea și Sălaj, iar cele mai multe accidente sunt produse în București, Constanța, Prahova și Brașov. Anual, din cauza accidentelor rutiere, mor în România circa 1800 de oameni. Conform datelor Institutului Național de Statistică, numărul de decese în urma accidentelor rutiere în ultimii 15 ani atinge cifra de 1000 pentru județul Neamț, în timp ce în București depășește 1500. În Covasna, în schimb, numărul deceselor din accidente se apropie de 300. Tot conform datelor Institutului Național de Statistică, numărul accidentelor înregistrate anul trecut a fost în Neamț de peste 600. În ultimii 15 ani, în județul nostru s-au înregistrat 6303 accidente în care au fost rănite persoane, ceea ce ar însemna o medie de 400 de accidente pe an.